aflăm într-adevăr la un moment crucial în istoria țării noastre, la un moment crucial în istoria omenirii, de fapt. Și în această zi cred că este potrivit, fiind la o săptămână distanță de un eveniment deosebit de important în istoria țării noastre. Nu știu dacă realizați cât de important este evenimentul care ne așteaptă pe 7 octombrie. Este un vot care se va da mai mult decât pentru sau împotriva căsătoriei tradiționale. Este un vot care se va da pentru sau împotriva supunerii sau emancipării poporului român de sub autoritatea lui Dumnezeu. Eu cred că cei mai mulți oameni nu realizează lucrul acesta. Va fi un vot care se dă, care va spune, mai avem un pic din conștiința care Dumnezeu a pus-o în poporul român și la momentul acesta crucial suntem dispuși ca să stăm în picioare și să spunem nu vom capitula toate valorile noastre, nu tradiționale, ci creștine, înaintea presiunii care vine din Europa, din America și de unde or veni ele. Dar există clar o presiune care se face. Lumea aceasta întotdeauna a avut tendința să meargă spre autonomie față de Dumnezeu. Și omul niciodată n-a fost fericit doar ca păcatul lui ca să fie acceptat, tolerat și întotdeauna în societatea a progresat între ghilimele, a vrut ca păcatul omului să fie legiferat. Să nu mai aibă teamă față de stat sau față de societate pentru păcatul lui. În această dimineață vreau să privim la Romani capitolul 13, să vedem încă o dată, să ne reamintim la care este rolul statului, rolul nostru, felul în care trebuie să ne raportăm și în această seară în mod specific vreau ca să ne uităm la problema referendumului care ne stă în față. Și să ne vedem felul în care Biblia ne pregătește pentru acest eveniment și felul în care trebuie ca să fim pregătiți să trăim după acest referendum în țara aceasta, indiferent care va fi rezultatul. Pentru că, indiferent ce se va întâmpla cu acest vot, un lucru este sigur, țara noastră va fi total diferită după acest vot. Ne vom poziționa într-un fel sau altul vis-a-vis de Europa, ne vom poziționa într-un fel sau altul vis-a-vis de gândirea modernă, ne vom poziționa într-un fel sau altul vis-a-vis de anumite forțe lăuntrice în poporul nostru, ca și țară, și creștinii ca atare vor fi pus într-o poziție sau alta vis-a-vis de toți acești factori și noi trebuie ca să fim pregătiți. Dar în această dimineață vrem ca să ne uităm din Roman 13 mai pe larg la ceea ce înseamnă această responsabilitate, la această relație între cetățean și stat și de seară să ne uităm punctual la ceea ce urmează să se întâmple săptămâna viitoare în țara noastră și să vedem cum trebuie să ne raportăm noi ca și creștini la acest eveniment și cum trebuie să ne raportăm noi ca și creștini la acest fenomen mai pe larg, numit fenomenul LGBT, fenomenul schimbării sau emancipării omului față de stereotipurile acestea genului, cum ar zice ei, și să vedem ceea ce ne spune Biblia referitor la aceasta și referitor la responsabilitatea noastră în societate vis-a-vis de această temă. Apostolul Pavel ne spune că creștinul, și de fapt orice persoană, nu doar creștinul, are o responsabilitate față de autorități. Orice persoană trebuie să se supună autorităților. Și trebuie cumva ca să înțelegem ce înseamnă această supunere și mai ales cum se aplică în societatea în care noi trăim. Noi trăim într-un context total diferit decât cel în care Roman capitolul 13 a fost scris. Supunerea înseamnă a respecta, a fi în ascultare față de autorități. Supunerea nu înseamnă a fi de acord întotdeauna. Copiii noștri, de exemplu, când trebuie să fie supuși față de noi, nu sunt întotdeauna de acord cu noi. De fapt, de cele mai multe ori nu sunt de acord cu noi. Asta nu înseamnă că ei au dreptul ca să nu fie supuși. Creștinul, ca atare, are responsabilitatea să fie supus chiar atunci când nu este de acord.
cu ceea ce îi cere statul. Mai evident există limite și poate de seară vom discuta dacă s-ar putea ca în curând să ajungem la o asemenea limită. Dacă referendumul acesta, de exemplu, merge în direcția cealaltă, în direcția în care nu se va afirma, să fiți siguri că cei care caută legiferarea homosexualității, caută legiferarea căsătoriei homosexuale, adopțiilor homosexuale și așa mai departe, vor profita de acest moment ca să facă un salt gigantic înainte pentru agenda lor politică și socială. Ca atare, la ora actuală, cum ziceam, ne aflăm la un moment istoric în care poporul român va face ori un pas înspre o morală și o etică creștină, ori va deschide ușa larg pentru ceea ce urmează să vină și destrăbălarea care este căutată să fie legiferată. Creștinul are responsabilitatea să fie supus, să asculte, să respecte legile statului chiar atunci când nu este de acord și, cum ziceam, evident, până la o limită, și limita aceea este atunci când statul îți cere ca să faci ceva, să participi în ceva, să săvârșești ceva care este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea rând, trebuie ca să vedem că această poruncă de a fi ascultător, de a respecta, de a fi supus, este pentru orice persoană. Legea autorității, legea aceasta care spune că trebuie să fie autoritate și supunere, care am discutat-o și am studiat-o noi în multe ipostaze, în biserică, în familie, în societate, legea autorității și a supunerii este o lege universală instituită de Dumnezeu, pentru că are scopul ca să ne spună ceva despre Dumnezeu. Cât timp această lege este respectată, istoria ne arată că societățile înfloresc. Aproape în orice timp și în orice sistem de guvernare, atunci când această lege universală a autorității a funcționat și a fost implementată corect, societățile au înflorit. Gândiți-vă puțin la spectrul istoric, la spectrul politic de guvernare care există. De exemplu, pe de o parte, într-o extremă, avem sistemele totalitare, despoții care vin și preiau controlul într-o societate și își implementează agenda în mod unilateral. Ne gândim la Stalin, ne gândim la Mussolini, ne gândim la Ceaușescu chiar, da? Pe de altă parte, în cealaltă extremă, avem încercarea unor societăți ca să meargă spre o anarhie în care nimeni nu deține autoritate. Și între, și cu siguranță ar fi mai multe stopuri pe această călătorie istorică, s-ar poziționa sisteme de guvernare precum monarhia, în care autoritatea a fost centralizată într-o singură persoană, într-un rege. Și felul în care a fost centralizată în acea persoană a diferit. A fost momente în care regele a fost desemnat de biserică în istorie. A fost momente în care regele a fost ales de popor. Au fost diverse metode prin care această autoritate a fost centralizată într-o monarhie. Pe de altă parte, dar tot în aceeași categorie în care există o autoritate reciprocă între guvernare și popor, există democrația în care ne aflăm noi. În sistemele totalitare și în anarhie, societatea niciodată în istorie nu a propășit. Pentru că legea autorității lăsate de Dumnezeu este încălcată total în aceste sisteme. Este și logic, pentru că aceste sisteme de obicei sunt strict legate de ateism. Și sistemele totalitare, gen comunismul, și sistemele anarhiste sunt legate de obicei strict de ateism. Pornesc de la premiza că Dumnezeu nu există. Că Dumnezeu, ca și concept, trebuie eradicat din mintea poporului. Și încearcă asta în diverse feluri. Fie printr-un control total asupra societății, fie printr-o lipsă de autoritate în societate. Și de fiecare dată când aceste sisteme s-au implementat, societățile au avut un mare preț de plătit. Societățile nu au progresat în niciun fel. Nu au progresat economic, nu au progresat cultural, nu au progresat în niciun fel. Pentru că la baza acestor sisteme stă
O dorință de a se împotrivi împotriva lui Dumnezeu. De a se emancipa de sub legea aceasta lui Dumnezeu, a autorității. Pentru că legea lui Dumnezeu despre autoritate în societatea noastră pornește de la realitatea că Dumnezeu deține autoritatea supremă. Că El este Creatorul, că El deține toată autoritatea și orice autoritate, ne spune Apostolul Pavel, care există, derivă de la Dumnezeu. De aceea face sens că în momentul în care pornești la premisa că nu există Dumnezeu, vei falimenta în orice încercare de a implementa un sistem de guvernare spre binele societății. Pe de altă parte, în monarhie, cât și în democrație, societățile progresează cât timp legea autorității este aplicată și rolul fiecăruia este recunoscut în cadrul acesta creat de Dumnezeu. Altfel spus, cetățenii au o responsabilitate față de autoritățile care sunt deasupra lor. Și autoritățile au o responsabilitate față de Dumnezeu. Cât timp acest cadru este recunoscut, fie în monarhie, fie în democrație sau undeva între sistemele care sunt un sistem republican, de exemplu, Statele Unite, de exemplu, nu este, cel mai mulți nu știu asta, nu-și dau seama, nu este democrație pură. În Statele Unite, votul popular nu desemnează președintele. Este colegiul electoral care desemnează președintele. Cel mai mult cred că în Statele Unite votul popular este ultim. Nu este. Să fie foarte clar. Mitul ăsta este crezut inclusiv de poporul american, dar s-a întâmplat în istoria Americii ca președintele să fie desemnat fără sau împotriva votului popular. Chiar prin decret juridic. De ce? Pentru că este un sistem care încearcă să echilibreze aspectul democratic 100%, în care votul omului este ultim, cu aspectul republican, în care există o reprezentare a interesului comun, prin reprezentanți. Dar, și în acel sistem, și într-o democrație absolută, și într-o monarhie, cât timp legea aceasta autorității lăsate de Dumnezeu este prezervată, cât timp Dumnezeu, până la urmă, funcționează ca și autoritatea ultimă, cât timp în conștiința poporului și în conștiința guvernanților există această idee că până la urmă dreptatea se va face înaintea lui Dumnezeu. Indiferent care ar fi sistemul, există posibilitatea ca societatea să propășească, să progreseze și oamenii să își găsească progresul și împlinirea în ea. De fapt, istoria ne arată că atunci când societățile au luat pași mari în a se aduce în acord cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, de a recunoaște în mod clar și public și chiar la nivel politic autoritatea lui Dumnezeu, nu neapărat implicarea bisericii în politică. Biblia ne spune că cezarul are partea lui și el trebuie să se ocupe de partea politică și biserica are partea ei. Dar atunci când societățile au recunoscut autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și autoritatea ultimă pe care o are Dumnezeu, acele societăți, ne arată istoria, au avut cel mai mult de beneficiat. Europa de vest, la ora actuală, culege încă roadele unei reforme protestante care a adus stabilitatea, belșugul și puterea care o are astăzi. Și încet, încet își taie singură craca de sub ea. Pentru că odată ce ai scos afară tot sistemul de gândire, tot sistemul de etică care duce la responsabilitatea cetățeanului de a respecta autoritatea, care duce la o etică corectă a muncii, care duce la o moralitate creștină, această societate se va denatura în așa fel încât ceea ce ei spun că vor ca să facă, să progreseze societatea, să o facă mai liberă, să o facă mai benefică pentru membrii ei, va fi imposibil. Pentru că uneltele necesare vor fi aruncate la gunoi. Pentru că uneltele acelea provin dintr-o gândire creștină, provin dintr-o gândire care îl recunoaște pe Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că această poruncă este să ne supunem, această poruncă este pentru toți membrii societății și porunca este aceasta, să se supună, adică de bună voie. Poporul român
de aproape 3 decenii este implicat într-un protest prin neascultare civică. Asta facem noi de la Revoluție încoace. Nu știu dacă realizați asta. Neascultarea civică se definește ca fiind o acțiune sau mișcare în masă, fără acte de violență, manifestată împotriva deciziilor puterii de stat. Formele cele mai frecvente, refuzul de a plăti impozite și taxe, grevă prin ședere. Deci eu cred că statul român, poporul român, este o dovadă a cea mai mare greve în masă pe fața pământului. Trebuie să o spun cu mare părere de rău. Când noi glumim despre noi că suntem balcanici, că suntem puturoși, că nu ne place să muncim, este o realitate. De ce? Pentru că poporul român, în diferență, în contrast cu Germania, cu Anglia, n-a fost niciodată un popor creștin. Uitați-vă la popoarele care au fost cuprinse de reforma protestantă și în care Evanghelia a pătruns cu adevărat și în care etica muncii creștine a pătruns cu adevărat, adică Europa de vest. Și uitați-vă la blocul estic în care ortodoxia a pătruns. Diferența în dezvoltare economică. De ce? De ce? Toate acestea provin de la teologia care a stat la baza acestor sisteme. Ironia este că acum Europa vrea ca să arunce la gunoi exact teologia și sistemul de gândire care i-a dat această prosperitate. Dar noi din 89 încoace, până în 89 ne-a forțat Ceaușescu să muncim. Din 89 încoace avem acest act constant de nesupunere civică și avem un fel de grevă. La ora actuală, numărul de oameni capabili să muncească, care nu muncesc în țara noastră, este îngrozitor. Îngrozitor. Suntem, zicem noi, o țară săracă și totuși avem un deficit de forțe de muncă fantastic. Te poți duce la șomaș ca să ceri oameni care să muncească. Avem șomeri cât vrei în țara asta și nimeni nu este dispus să muncească. Cum se explică? Este un act de neascultare, de nesupunere civică. Această nesupunere civică se mai manifestă prin perturbarea evenimentelor organizate de instituțiile administrative sau prin nerespectarea legilor sau prin neocrotirea instituțiilor publice sau prin refuzul de a merge la vot. Am citat dintr-o definiție pentru ceea ce înseamnă nesupunerea civică. Din 89 până astăzi, noi asta am făcut ca și popor. Am protestat, dar nu știm împotrivă ce protestăm. Nu mergem la vot, nu mergem la muncă, disprețuim instituțiile publice și apoi spunem, păi nu știu ce nu merge treaba în țara asta. Ironia este că din 89 încoace, poporul român se află, teoretic vorbind, într-o democrație. Dar încă poartă același război de gherilă împotriva comunismului. Câteodată am impresia că suntem un neam bolnav de sadomasochism. Sunt câțiva printre noi care le place să sufere. Ăștia suntem noi. Vai ce ne place să suferim. Vai ce ne place să ne lângem rănile. Vai ce ne place să ne uităm la televizor. Ce am realizat că în România politica este un hobby. A te uita la Antena 3 cu colegii tăi, cu prietenii tăi și a te compătimi este un hobby, este felul în care ne distrăm în țara aceasta. Dar nu facem nimică pentru a schimba ceva. Nu mobilizăm, nu ne mobilizăm cu absolut nimic, nici la vot nu putem merge. Deloc. Și sunt alții care le place să cauzeze suferința. Și noi ne place să-i punem acolo ca ei să ne bată și după aia noi să ne plângem când ne-au bătut. Dar toți suntem satisfăcuți. Asta este starea poporului nostru. Tot este de fapt un teatru macabru în care ne tot văietăm, ne dăm de ceasul morții și odată la câțiva ani o luăm din nou. Apostolul Pavel ne spune că există o alternativă pentru societăți și spune că această alternativă are două părți. Pe de o parte este în loc de un protest civic, un protest pasiv și parșiv din partea cetățenilor, care face parte, această alternativă, dintr-o supunere de bunăvoie,
într-o supunere, în loc să protestăm împotriva statului, ne supunem de bunăvoie. Asta este prima parte. Și se întâmplă un lucru interesant atunci când ești ascultător față de stat, atunci când respecti legile, atunci când îți plătești taxele, atunci când trăiești după regulile societății, se întâmplă un lucru foarte interesant. Devii investit în acea societate. Devii prezent în acea societate. Devii interesat de ceea ce se întâmplă pentru că trăiești în ea. Dacă tu, dau un exemplu. Dacă tu, de exemplu, nu plătești niciun impozit și nu respecti legile statului, pe tine nu te interesează ce lege sunt statul ăsta, corect? Dacă mâine TVA-ul crește de la 19% la 40%, dar tu oricum cumperi tot la negru, te interesează? Dacă mâine se dau niște legi care fac imposibile anumite activități economice în țara aceasta, te interesează dacă tu nu le respecti oricum? Nu! Dacă fiecare cetățean din România ar trăi după legile din statul acesta, știi ce ar face de mâine? Ar începe să schimbe legile din statul acesta. Ar spune, băi, este absurd ca să trăim după legile acestea. Dar știți de ce avem legi absurde? Pentru că nimeni nu trăiește după ele. Nimeni nu trăiește după ele. În ultimii 4 ani, cum ați de 4 ani full-time în România, de nenumărate ori, și pot ca să vorbesc ca și unul care, dincolo de activitatea eclesială, am suficientă activitate laică, economică, încât să-mi dau seama despre ce-i vorba. Până la urmă, dețin CV-ul necesar să discut și spiritual, și economic, și politic, da? Cu toți cu care m-am întâlnit, în toate domeniile, de la autorități până la ultimul om, a rezonat același sentiment. Nu poți fi corect în țara aceasta. Mihai, o să vezi, n-ai cum. Va trebui să compromiți. Asta de la oameni care sunt funcționari publici până la ultimul om de pe stradă. Ăsta este sentimentul poporului nostru. Ca atare, dacă ăsta este sentimentul și asta este trăirea, nu este de mirare că legile acestea se pot da. Legile acestea sunt aberante în țara noastră. Că legile acestea se pot implementa și oamenii sunt dezinteresați. Și de ce? Pentru că ei nu trăiesc după aceste legi. Ca atare, nu contează care sunt legile. Fiecare trăiește după propria lege. Dacă trăiești după legile societății în care te afli, dacă te supui cum îți cere cuvântul lui Dumnezeu, din acel moment, în mod implicit, devii interesat. Devii investit în acea societate. Te interesează ce legi să dau. Te interesează ce se votează în Parlament. Te interesează cine e președintele României. Ai tot interesul pentru bunul mers al statului în care te afli, pentru că ești supus față de acel stat. Altfel spus, dacă îi merge statului bine, îți merge și ție bine. Și dacă statul merge prost, îți merge și ție prost. Pe de altă parte, dincolo de supunere, cum ziceam, al doilea element este implicarea pentru binele mers al statului în mod activ. Implicarea în societate în mod activ. Avem harul să trăim vremuri în care poporul decide. Suntem în democrație. Dumnezeu ne-a făcut acest mare har. Ne puteam naște sub Ceaușescu, ne puteam naște sub o monarhie, ne puteam naște sub orice sistem politic. Cei mai mulți dintre noi, și acum în curând vom ajunge la punctul în care marea majoritate, aproape toată țara, doar în 2 generații probabil, va fi compusă de oameni care s-au născut în libertate. Avem harul acesta. Ați auzit probabil toți la televizor de conceptul de stat paralel. Și acuză aceasta că există un stat paralel. Se vehiculează foarte mult în ultima vreme și probabil că este adevărat. Dar știți care este ironia? Ironia este că noi cetățenii suntem statul paralel. Noi suntem. Conform definiției date de Apostolul Pavel și conform ceea ce politicienii și spun că că este statul paralel, noi suntem. Statul paralel se definește în contrast, în științele politice, cu statul de drept. Statul de drept are 2 repere fundamentale. Pe de o parte, supremația legii. Legea este supremă și se aplică la toți oamenii. Pe de altă parte, supremația votului, prin care cetățenii își desemnează reprezentanții săi. Dacă ăsta este statul de drept, statul paralel, prin definiție, ar fi exact opusul. Altfel spus, situarea deasupra legii. Nu te interesează ce spune legea, tu faci ce vrei. Și
desconsiderarea votului popular. Pe cine descrie această definiție a statului paralel? Pe fiecare, aproximativ, din cetățenii statului român. Cea mai mare frică acum a Coaliției pentru Familie și a mișcării pro-referendum este ce? Că nu vor ieși suficienți oameni la vot. Că avem o desconsiderare față de obligațiile noastre morale de a fi implicați în societate. Dacă, o paranteză, dacă ai putea spune, păi știi, hotărască cine vrea cine o să fie președinte, nu știu dacă e o problemă morală. Asta, eu o trăiesc, eu respect legile, cine a fi, eu nu fac politică. Problema care se pune acum, pe 7 octombrie, nu mai este una care este moral neutră. Poporul român și guvernanții săi cer voia poporului, cer dorința poporului să definească ce este bine și ce este rău, ce este căsătorie și ce nu este căsătorie. Nu mai este o chestie neutră, nu mai este o chestie ambiguă, nu mai este o chestie care spui, păi nu e treaba mea, e treaba ta. Cei mai mulți dintre noi, din păcate, trăim în acest stat paralel pentru că nu respectăm legile acestei țări și nu suntem implicați deloc în ceea ce înseamnă demersul democratic. Procentajul de oameni care ies la vot în țara aceasta este absolut groaznic. Groaznic! Ceea ce este de mirare când te gândești că politică se face non-stop în țara aceasta și toată lumea are o opinie. Nivelul de nerespectare a legilor în țara aceasta este din nou groaznic. Noi ne aflăm într-un război subtil cu propria noastră societate. De ce? Pentru că am renunțat de mult, nu știu dacă le-am avut vreodată, dar am renunțat de mult la principiile biblice. Principiile date din partea lui Dumnezeu despre ceea ce înseamnă societate, despre ceea ce înseamnă guvernarea, despre responsabilitatea noastră față de guvernare. Întâi am renunțat la supunerea față de autoritate și odată ce ai renunțat la supunere nu mai ai niciun interes pentru societatea în care trăiești. Singurul tău interes este să-ți meargă ție bine. Singurul tău interes este ca să-ți apări interesele tale. Pentru că dacă nu este supunere față de guvernare, nu există interes comun. Nu există interes comun. Dacă mâine se dă o lege care spune că nu știu, toți baptiștii trebuie să aibă averile confiscate. Până la urmă, la cine crezi că pasă? În afară de baptiști. Și dacă mâine, poimine, e altă grupă din societate. Știi când va păsa la marea majoritate din societate? Când ne afectează pe ei. De ce? Pentru că ei nu trăiesc și noi nu trăim ca și o societate în aceeași boală. Noi ne punem întrebarea cum afectează pe mine astăzi. Dar Biblia nu ne spune să trăim așa. Biblia ne spune ca să trăim toți sub aceeași autoritate și Biblia ne spune să trăim toți cu interesul semenilor noștri. Deci este foarte important să nu renunțăm nu numai la trăirea, dar și la propagarea acestei idei biblice, că fiecare om, fără excepție și de bună voie, trebuie să se supună autoritatea statului. Și dacă nu-i convine autoritatea statului, sau dacă statul impune lucruri care sunt nedrepte, să lucreze pentru a îmbunătăți statul. A ieși de sub supunerea autorității nu este o opțiune, pentru că autoritatea aceea este pusă acolo, spune Apostolul Pavel, de Dumnezeu. A protesta civic, prin neparticiparea în procesul democratic, de exemplu, în societatea în care noi ne aflăm, sau prin a nerespecta legile, nu este o opțiune pentru credincios. De aceea, pe 7 octombrie, părerea mea, și cred că Biblia susține aceasta, a sta acasă pentru credincios nu este o opțiune. Dacă ne-am putut scuza de 3 decenii că neimplicarea noastră în societate este justificabilă pentru că până la urmă n-au fost, deși au fost, imediat după Revoluție s-a legalizat avortul. Imediat după Revoluție s-a legalizat avortul. Imediat după Revoluție au început să implementeze legi în țara aceasta care au dus la o creștere rapidă a rata divorțului și la subminarea familiei. Credeți că sunt chestii neutre? Credeți că nu suntem culpabili pentru halul în care se află societatea noastră?
Rata avortului în țara noastră crește cam la aceeași rată cum scade mersul la vot. Uitați-vă pe net, puteți să vedeți. Cresc avorturile în România, crește divorțul în România. Apropo, rata de divorț în România este aproximativ egală cu rata mersului la vot, cam 30%. Interesant, nu? Toate astea sunt corelate. Și noi am stat și am zis, băi, important e că noi mergem la biserică, noi ne închinăm, noi ascultăm de Dumnezeu. Dacă am fi ascultat de Dumnezeu, ne-am fi supus autorităților și ne-am fi implicat în societatea noastră. În al doilea rând, Apostolul Pavel spune că creștinul are responsabilitatea nu doar să se supună, ci are responsabilitatea ca să facă bine în societatea în care se află. El spune că autoritățile nu trebuie să inspire teamă celor ce fac binele și că trebuie să faci ce este bine și vei fi lăudat de autorități. Chiar pentru creștini, binele, așa cum îl înțelegem noi din Scriptură, nu se termină cu respectarea legilor statului. Creștinul are un standard mult mai înalt decât legea statului, și anume legea lui Dumnezeu. Altfel spus, creștinul are obligația să trăiască făcând binele care l-a poruncit Dumnezeu. În cadrul acesta, Apostolul Pavel clar se referă la a face binele în cadrul societății. La a face fapte bune în cadrul societății. Altfel spus, să avem grijă de văduve și de orfani, să avem grijă de săraci, să ne iubim aproapele nostru, să ne rugăm, nu doar să ne supunem pentru autoritățile care sunt deasupra noastră, să fim implicați pentru binele semenilor noștri în societatea în care ne aflăm. Asta este o responsabilitate a noastră, nu față de societate în primul rând, ci față de Dumnezeu. Tot Apostolul Pavel ne spune în Tit, capitolul 3, de la 1 la 8, în felul următor. Amintește-le să fie supuși conducătorilor și autorităților. Să fie ascultător, gata pentru orice faptă bună. Să nu insulte pe nimeni, să nu fie certăreț, să fie blâns, să arate tot respectul față de toți oamenii, că și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, sclavi ai poftelor și ai diferențelor, a diferitelor plăceri. Interesant cum Apostolul Pavel leagă convertirea, nașterea din nou, venirea la Hristos cu rolul tău în societate. Cu felul în care te raportezi la autoritățile care Dumnezeu le-a pus deasupra ta. Cu felul în care te implici pentru a face bine. Asta ar fi un test. Să-și facă bisericile evanghelice din România. Câți membri avem? Câți pretindem că suntem convertiți? Baptiști, nu știu, 80.000, penticostali dublu sau triplu, aproximativ. Și după aia să scazi de acolo. Bun. Cei care comit evaziune fiscală, cei care nu sunt implicați deloc pentru binele mers a societății, cei care... Câți rămân? Dar Apostolul Pavel spune, o transformare la nivel lăuntric va fi vizibil la nivel public. O transformare în inima ta va duce la implicarea ta spre transformarea societății tale. De ce? Pentru că realizezi că ai un standard care este mai presus decât societatea ta. Pentru că realizezi că lucrurile acestea sunt poruncite de Dumnezeu. Dar când s-a arătat, spune Apostolul Pavel, bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou și din înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat peste noi din belșug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că fiind îndreptățiți prin Harul Său să putem deveni moștenitori, având nădejdea vieții veșnică, acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiste asupra acestor lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune.
Noi trebuie să fim cei dintâi în fapte bune. Nouă trebuie să ne pese cel mai mult despre copiii avortați. Nouă trebuie să ne pese despre copiii abandonați la spital. Noi trebuie să fim promotorii adopțiilor în țara aceasta. Noi trebuie să fim promotorii pentru a hrăni pe cei săraci. Nu este asta treaba guvernului? Nu, este treaba noastră. Este treaba noastră, în primul rând, să o facem cu mâinile noastre, cu buzunarele noastre, și este treaba noastră să transmitem guvernului nostru că asta este o prioritate pentru noi. Cum transmit? Dacă e treaba guvernului, ar fi treaba guvernului. Cum transmitem noi guvernului că asta este important pentru societatea română? Dacă nu mergem la vot, dacă nu ne implicăm pe niciun plan. Apostolul Pavel ne arată că un creștin în societate, un creștin adevărat în societate, trebuie să arate în acest fel. Trebuie să fie ascultător de legile statului, dar mult mai mult decât ascultător. Trebuie să fie cel dintâi în fapte bune. Trebuie să-i pese de semenul lui. 3. Apostolul Pavel ne spune că trebuie să fim ascultători și mi se pare interesant că el vizează expre acest aspect de a-ți plăti taxele și impozitele ca și un fel de a fi ascultător. Se pare că creștinii și oamenii de-a lungul istoriei au avut o problemă cu plătirea impozitelor. Deci nu numai noi. Este bine de știut că nu numai noi avem problema aceasta. Și Apostolul Pavel spune, din același motiv, trebuie să plătiți și taxele. Și întrebarea este, care este același motiv la care se referă Apostolul Pavel? Și el spune, așadar trebuie să fii supus nu doar din cauza mâniei, adică nu doar din cauza pedepsei care ar putea statul să o impună asupra ta, ci și datorită conștiinței. Să adresăm în primul rând plata taxelor și apoi putem extrapola acest principiu care ne dă Apostolul Pavel la un context mai larg. Apostolul Pavel spune, de ce să plătești taxe și impozite? Sau cum se spune la noi în România, de ce să fii prost? Cam așa s-ar traduce în limbajul actual. Și Apostolul Pavel spune, sunt două motive pentru care orice om, dar mai ales creștinul, pe de o parte, este din cauza mâniei, adică de frică de ce s-ar putea face statul dacă te prinde. Sau, zice Apostolul Pavel, există o motivație mai mare, datorită conștiinței. Adică pentru că ai înțeles că este o datorie față de Dumnezeu ca să faci lucrul acesta. Haideți acum să extrapolăm acest principiu că conștiința noastră înaintea lui Dumnezeu ar trebui să ne împingă să fim corecți în societățile noastre. De ce să te duci la vot? Din cauza conștiinței. Pentru că știi că votul în țara aceasta determină legile, determină dreptarul moral în această țară. De aceea te duci la vot. De aceea te implici pentru a promova dreptatea. Nu pentru că ți este frică că până la urmă statul se va întoarce împotriva ta, ci pentru că în conștiința ta știi că ai o datorie înaintea lui Dumnezeu ca să aperi ce este drept, ce este bun, ce este frumos. De ce să te implici în comunitatea ta? Din cauza conștiinței. De ce să cauți și să-ți pese de binele aproapelui tău? Din cauza conștiinței. Pentru că există o povară pe conștiința ta pentru aceste lucruri. Pentru că înțelegi că ele sunt responsabilități înaintea lui Dumnezeu, înainte de responsabilități sociale. Problema noastră ca și creștini este că nu realizăm că sfera aceasta a trăirii noastre sociale este și ea inclusă în viața noastră creștină. Că Dumnezeu are pretenții de la mine și de la tine în societatea în care ne-a pus. Că Dumnezeu ne consideră responsabili în această societate. Eu sunt creștin, eu îmi văd de ale mele. Restul nu contează. Câți orfani sunt în orașul acesta? Câți flămânzi sunt în orașul acesta? Ce legi fac? Ce corupție este? Nu e treaba mea. Ba este treaba ta. Și este treaba mea. Pentru că Dumnezeu vrea ca să trăim viața noastră creștină în toate sferele vieții noastre. În familia noastră, în biserica noastră și în societatea noastră. Biserica întotdeauna, de-a lungul istoriei, a fost un promotor pentru un impact pozitiv în societate. În Reforma Protestantă, de exemplu, a fost biserica cea care s-a preocupat cel mai mult, după ce au ieșit de sub tirania Bisericii Catolice, care este o falsă biserică,
Au fost bisericile protestante care s-au preocupat cel mai mult de educația copiilor. Cel mai multe instituții de rang înalt de învățământ care le avem în Europa și în America la ora actuală au începuturi creștine. Au fost bisericile cele care s-au preocupat să învețe pe copii să citească. Știți de ce? Pentru că are nevoie ca să poți citi Biblia ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Și au considerat un imperativ moral să educe pe oameni să citească Scriptura. Te-ai gândit la lucrul acesta? Că dacă mergi pe stradă la ora actuală în Zalău, vei găsi mulți oameni care nu știu citi, care dacă le-ai da o Biblie, n-ar putea să o citească. Eram în Suedia cu fratele Andrei și am mers să vizităm o catedrală acolo și la intrare stătea o cerșetoare. Și era evident de la 100 de metri că e româncă. Și am intrat în catedrală, s-a luat în vorbă cu noi, ea tot venea cu noi să-i dăm ceva bani, am pasat-o unul de la altul și până la urmă a ajuns la mine. Și ea a zis, uite, am nevoie de ajutor cu ceva. Cu ce ai nevoie? Am nevoie să... Este o doamnă care mi-a dat foarte mulți bani, odată cadou, dar nu știu, nu pot comunica cu ea, nu vorbesc suedeză, ea nu vorbește român, vreau să-i explic despre situația mea, că poate o să-mi dea mai mulți bani dacă explic câți copii am și așa mai departe. N-ai putea ca să-mi scrie o scrisoare. Păi, cum să scrie o scrisoare? Păi, nu știu, în engleză, în suedeză, în ce... Și am întrebat-o, zic, dar în limba română știi citi? Citești Biblia? Păi nu știu citi, dar mă duc la biserică să mai citești acolo. Câți oameni credeți că sunt în România? Câți oameni credeți că sunt în Zalău? În Salaj, care n-ar putea citi Biblia dacă le-ați dau? Este destul de mult să știți. Câți oameni în comunități etnice de rom care nu beneficiază de educație? Păi aia e treaba lor. Treaba guvernului. Eu o să mă duc să le dau o broșurică de la SF3, să învețe ei să citească. Avem un standard de existență și de implicare în societățile noastre mai înalt decât standardul legal. Dacă nu este ilegal să nu mergi la vot, dacă nu este ilegal să nu-ți pese de săraci, dacă nu este ilegal să nu te implici în comunitatea ta, pentru creștin asta nu înseamnă că este ok, că este în regulă. Pentru că standardul nostru este standardul ăsta de Scriptură. 4. Apostolul Pavel ne spune că datorăm nu doar supunere, dar și respect și onoare. Trebuie să avem o dispoziție față de aceste instituții și față de acești funcționari. Unul din lucrurile care face progresul cel mai dificil în România este acesta. Există o lipsă totală de respect. Nu doar față de funcționarii publici, să fiu foarte clar, și eu cred că sunt dintre ei care ar trebui să fie în pușcărie, dar față de instituția publică, față de autoritate ca și concept. Este un dispreț față de instituția publică a guvernului, față de oficiu. Un dispreț care este și nebiblic și neproductiv. Calvin zicea, când Dumnezeu vrea ca să judece o națiune, le dă conducători răi. Dar eu cred că judecata supremă este atunci când Dumnezeu lasă un popor rău să-și aleagă proprii conducători. Asta este condamnarea sub care noi ne aflăm. Pentru un creștin, lipsa de respect pentru autorități este o lipsă de respect pentru Dumnezeu. Iar țara aceasta are o lipsă de respect totală față de Dumnezeu. Și de aceea are o lipsă de respect față de tot ceea ce înseamnă autoritate. Față de tot ceea ce înseamnă instituția guvernării. Totuși ar exista oameni, chiar în România, oameni capabili, oameni onești, oameni temători de Dumnezeu, chiar în țara noastră, dar care dintre ei și-ar dori să stea în fruntea acestui popor? În orice capacitate, în orice slujire publică. Instituția autorității publice și onoarea care ar trebui să o primească este erodată așa de grav. Sentimentul popular față de ea este așa de negativ, încât sunt doar două categorii de oameni care mai vor să slujească ca și funcționari publici. Martiri și hoți. Martirul care e dispus să moară pentru țara lui
Și hoțul care nu îi pasă de disprețul tău, pentru că el își umple buzunarele și își face vacanțele în străinătate. Gândiți-vă la aceasta. Noi contribuim la această realitate. Oameni capabili, oameni onești, oameni care se tem de Dumnezeu, oameni care n-ar fura un cent de la poporul român. Stau și se gândesc, mă, ar trebui să fiu nebun să ajung într-o funcție de putere, pentru că orice aș face, ăștia m-ar culi. Orice aș face, ăștia mă anihilează. Deci, oamenii cei mai capabili care ajung în funcții de putere la București nu rezistă foarte mult. Pe de o parte, cei din putere îi atacă, pe de altă parte, poporul îi disprețuiește. Și rămânem cu cine? Cu hoții. Martirii mor, hoții rămân. De unde acest dispreț? De unde această lipsă de respect și de onoare care ni-l cere cuvântul lui Dumnezeu? Lupta între poporul român și guvernanții săi este de fapt un dialog intern, o ceartă cu sine. În primul rând, trebuie să admitem faptul că cei ce ne reprezintă la ora actuală sunt exact aceasta, reprezentanții noștri. Ei sunt acolo pentru că sunt oglindirea noastră. Noi i-am pus acolo. Prin vot sau prin indiferență la vot. Ca tare, ei sunt oglindirea noastră. Ei sunt chipul poporului român. Odată ce sunt puși în frunte, fie că i-am votat, fie că nu ne-o păsa suficient ca să-i votăm, realizăm în colectiv că nu ne plac. Dar de fapt nu ne place ceea ce noi suntem ca și popor, pentru că ei nu sunt decât oglindirea noastră. Ei nu sunt decât reprezentarea noastră și în loc să admitem problema, începem o bătălie ipocrită împotriva autorităților și împotriva autorității. Ba mai mult, împotriva oricărui concept de autoritate. Vrem să fim lăsați în pace. Vrem să ne vedem de ale noastre. Apostolul Pavel descrie această ipocrizie în Roman 2, de la versetul 1 la 3, când spune: de aceea tu, omule, care judeci pe alții, n-ai nicio scuză, căci prin faptul că judeci pe altul, te condamn pe tine însuți, pentru că tu care îl judeci, înfăptuiești același lucruri. Știm că judecata lui Dumnezeu față de cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri este bazată pe adevăr. Și crezi tu, omule, care îi judeci pe cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ce condamnare pentru fiecare dintre noi! Ce condamnare pentru neamul nostru, pentru națiunea noastră! O națiune de hoți! O națiune de ucigași! Printre cele mai mari rate de avort din lume, România. Suntem în top la avort și la litri de alcool pe cap de locuitor. Rușii cred că sunt deasupra noastră. La țuică. Nu știu cum stau la avort. Un asemenea popor revoltată că avem hoți, tâlhari, curvari și criminali în conducerea noastră. Pe ce altfel de oameni ar putea fi? Decât oameni din popor. Dar dorința omului religios nu este să fie drept. Dorința omului religios este să arate cu degetul și să spună: el e nedrept. Când el este la fel. Dorința omului religios este să înjosească. Dorința omului religios este să se justifice pe el prin propriul lui merit. Pe când omul credincios îndreaptă degetul spre el în primul rând. Realizează că el este un tâlhar. Realizează că el încalcă legea lui Dumnezeu. Realizează că el este nedrept. Doar atunci când realizezi ceea ce ești și ești îndreptățit prin ceea ce Dumnezeu a făcut, poți ca să lupți cu adevărat pentru dreptate. Poți ca să lupți cu adevărat pentru ce este bine. Cu toate că autoritățile care le avem sunt corupte, cu toate că ele sunt nedrepte, noi datorăm față de instituția autorității și față de autorități respect și onoare, datorăm rugăciunile noastre, datorăm implicarea noastră, datorăm ca să-i tragem la răspundere atunci când nu sunt conform cuvântului Dumnezeu. Când ducem o bătălie de dispreț împotriva autorității, nu facem altceva decât să ne rănim noi pe noi. Pentru că dacă erodăm temeliile autorității în țara noastră, atunci când, prin mila lui Dumnezeu,
ar ajunge cineva la putere care chiar este temător de Dumnezeu, nu mai avea putere să facă ceva. Înțelegeți ce zic? Ca tare creștinul ar trebui ultimul care să rostească un cuvânt de dispreț. Ultimul care să rostească o jignire împotriva guvernului. Ultimul care să hulească. Primul care să spună la ceea ce e nedrept, nedrept. Primul care să spună la păcat, păcat. Care este motivația pentru a trăi în felul acesta? Care este motivația pentru a fi ascultător? Care este motivația pentru a fi implicat? Motivația necredinciosului, motivația omului fără Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel că este una singură. Însă, dacă faci ceea ce este rău, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Ea este în slujba lui Dumnezeu pentru a aduce mânia peste cei ce înfăptuiesc răul. Altfel spus, motivația omului care nu l-are pe Dumnezeu este teama față de guvernanți care au puterea sabiei, care nici te pot aresta dacă comiți o crimă, care nici te pot amenda, care până la urmă pentru anumite crime te pot și omorâ. Și asta este motivația acelui om ca să fie ascultător de stat, că dacă e prins va suferi consecințele. Dostoievski spunea că dacă Dumnezeu nu există, totul ar fi permis. Dacă nu există un standard moral obiectiv, nu mai ai temelie pe care să afirm că ceva este bine și ceva este rău. Dacă nu există o autoritate supremă care derivă de la Dumnezeu, de unde au oamenii autoritate și de unde ar avea societatea autoritate, altfel spus, de ce am ascultat de autoritatea statului și n-am fi propria noastră autoritate, dacă acea autoritate nu derivă de la Dumnezeu? Dacă numai ei s-au desemnat că e autoritate. De ce n-ai putea ca mâine să te trezești și să spui: eu de astăzi nu mai recunosc autoritatea statului. Eu sunt propria autoritate. Nu mă interesează că există legea în statul meu să nu fur. Eu vreau să fur și nu recunosc nicio autoritate. Ai putea face asta și ai merge la pușcărie. Dar de ce ar fi imoral să faci asta? Pentru că există Dumnezeu, pentru că există în mod obiectiv bine și rău, pentru că există autoritate care derivă de la Dumnezeu. Pentru cei necredincioși și pentru societatea cu adevărat seculară, nu mai există vreun temei real pentru a face bine sau rău. Sau pentru a spune că ceva este bine sau rău. Sau pentru a fi supuși față de autoritate. De aceea, pentru cel fără Dumnezeu, frica de pedeapsă din partea societății rămâne ultima și singura motivație. Iar pe cât societatea devine mai coruptă moral, cu cât omul se teme mai puțin de repercusiunile legale și sociale, pentru că ele dispar, cu cât omul își permite ca să fie din ce în ce mai rău. De unde... Nu vreau să fiu indiscret. De unde dintr-o dată s-au homosexuali în România? Aveți impresia că n-au fost întotdeauna aici? De unde atâta curaj astăzi să se ceară drepturi? Între ghilimele. Pentru că plapuma morală, să vorbim așa, pătura morală a societății noastre s-a denaturat așa de mult încât repercursiunile sociale în a te declara homosexual, în a cere drepturi homosexuale, s-au diminuat așa de mult încât își permit să facă asta. Ce pe vremea lui Ceaușescu nu erau homosexuali în România? Să fim serioși. Acum 20 de ani nu erau, acum 10 ani nu erau. Ce s-a întâmplat? S-a denaturat busola noastră morală în așa fel în societatea noastră încât oamenii aceștia au realizat: măi, merge și aici. Acum este momentul. Dacă acum 50 de ani poate că ne băgau în pușcărie, nu militez pentru așa ceva, dimpotrivă, Dumnezeu să ferească, orice om are dreptul la libertate. Toți suntem păcătoși și toți ar trebui să fim condamnați la iad. Dar dacă acum 50 de ani ar fi condamnat la pușcărie un om care ar fi militat pentru așa ceva, astăzi este invitat în platoul televiziunilor și se vorbește despre curajul lui de a-și afirma punctul de vedere. Vedeți ce s-a întâmplat? S-a denaturat societatea noastră până acolo încât nu mai există o condamnare a acestor lucruri. Bun, și peste 10 ani, când alte lucruri nu se mai condamnă, peste 20 de ani, deja sunt țări în lumea asta care legiferează relațiile sexuale cu morții. Dom'le, dacă tu vrei să iubești un cadavru,
care e problema? Ah, frate, așa ceva nu s-ar întâmpla în țara noastră. Pe acum 50 de ani, dacă ziceai bunicului că România va discuta despre căsătoria unui bărbat cu un bărbat, ar fi spus: copile, ești nebun. Ce scârboșenii să stea? De ce să nu cred că peste 50 de ani, când standardul moral al societății coboare, nu se va legifera ceva mai groaznic? Cu cât omul se teme mai puțin de repercusiuni legale și de repercusiuni sociale, cu atât el va înfăptui mai mult și mai mult imoralitatea care și-o dorește. În care este, în schimb, motivația creștinului? Pentru că creștinul, cum ziceam, are motivații supreme. Apostolul Pavel spune că trebuie ca să fii supus nu doar din cauza mâniei, ci și datorită conștiinței. Creștinul are o motivație superioară prin faptul că are o datorie față de conștiința lui. La ce se referă Apostolul Pavel când spune datorie față de conștiința noastră? Se referă la o motivație nu externă, precum frica de autorități care s-ar putea să te aresteze, sau precum frica socială, că s-ar putea ca cei din jurul tău să te desconsidere, ci o motivație internă, bazată pe convingerile tale, pe credința ta, bazată pe faptul că tu crezi că nu există nicio autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Că tu crezi că ai datoria să prețuiești aceste autorități, să le respecti, să asculți, să contribui la societatea ta. Să-ți plătești taxele, să-ți pese de bolnavi, să-ți pese de săraci, de văduve, de orfani. Tu crezi că este datoria ta înaintea lui Dumnezeu ca să faci lucrurile acestea. Nu te temi că te va pedepsi cineva că nu le faci, ci tu consideri că este datoria ta dată de Dumnezeu ca să le înfăptuiești. De ce ar continua un creștin să facă ce este drept? Să-și plătească taxele, să respecte legile, să fie implicat în mod pozitiv prin fapte bune în societatea lui, să facă filantropie, să cinstească și să onoreze pe cei din instituțiile publice și autoritățile puse peste noi, să se roage pentru autorități, să meargă la vot, să implice în procesul democratic, cu calm, cu respect. Chiar dacă guvernul este corupt, chiar dacă societatea nu mai stigmatizează furtul, evaziunea, corupția, imoralitatea, indiferența. Încearcă. Poartă o discuție pe oricare dintre temele acestea și vei vedea că nu mai există o stigmă. Este un bun simț pe vremuri. Dacă discutai despre a fi necinstiță, despre a fura. Oameni nepocăiți, necredincioși. Zice, mă, așa ceva nu se face. Acum, ăstea sunt ok. În curând, pe scară largă, va fi ok să fii homosexual în România. Toate vor fi ok până la urmă. De ce creștinul totuși ar trăi după un alt standard când societatea nu-l mai cere? Când guvernul nu te mai penalizează? De ce? Când frica de lege în țara aceasta este minimă. Dacă ai suficientă putere, dacă ai o pilă, orice se rezolvă, nu? Ce numai Dragnea și ăștia își rezolvă. Primul instinct a românului, când intră în contact cu legea și este penalizat de lege, este să se gândească pe cine să sună. Instinct. Pe cine cunosc, care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe cineva. Nu? Ce tu, dacă tu ai fi în Parlament, ai dat lege în favoarea ta? Ce l-ar motiva pe un creștin când societatea spune că lucrurile astea sunt acceptabile? Când guvernanții nu mai sunt curioși? Ca totuși să trăiască după un standard superior. Îl motivează faptul că pentru el motivația nu este una externă, ci una internă, bazată pe conștiința lui înaintea lui Dumnezeu. Pe convingerea că Dumnezeu este cel care a instituit aceste legi, care a instituit aceste autorități, care ne cere asemenea trăire în mijlocul societății și în fața căruia vom răspunde pentru un felul în care ne-am trăit viața. Ne aflăm, cum ziceam, la un moment istoric. De fapt, ne aflăm la un moment istoric din 1989 încoace și mi-e tare frică că l-am risipit acest moment.
Trăim într-o țară liberă în care guvernul este fundamentat pe reprezentarea poporului. Guvernul este reprezentantul nostru. Peste câțiva ani mai urmează alegeri. Noi o să decidem cine o să fie acolo. Din păcate o să fie acolo tot reprezentanții noștri. Definiția ce este bine și rău, cel puțin în termen legal, nu în termen moral, asta doar Dumnezeu definește, dar în termen legal, este în mod ultim, conform Constituției noastre, datoria poporului prin vot și de aceea vom avea referendum. Pe 7 octombrie, poporul român are datoria să transmită autorităților ce consideră el că este bine. Și ceea ce ne împinge pe noi ca și creștini în acest demers nu este frica. Nu este frica că vom merge la pușcărie dacă se legalizează căsătoriile homosexuale și ei o să impună ca să facem cununii homosexuale. Și vrem ca, Doamne fer, să n-ajungem noi să fim trimiși la pușcărie. Nu este frica de repercusiuni sociale sau legale sau altceva. Și toate acestea sunt realități. Ci este conștiința noastră înaintea lui Dumnezeu care ne cere să spunem guvernului nostru, poporului nostru, ce este bine după definiția lui Dumnezeu. Dar pe acest subiect, cum ziceam, mai mult în această seară, când vom privi expre ceea ce învață Biblia despre problema căsătoriei și despre problema homosexualității, în așa fel încât până viitoare să mergem și să ne facem datoria noastră față de stat și față de Dumnezeu, nu după gândirile noastre, nu după părerile noastre, ci în primul rând după conștiința noastră curată înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca nu doar săptămâna viitoare, ci în fiecare zi să trăim cu o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și în mijlocul societății noastre. Amin. Amin.